Senatorul Lucian Iliescu a ținut să precizeze din nou că nu își dorește nicio funcție în administrația locală. Am venit doar pentru a-l susține pe Florian Nicolae și organizația PNL și doresc să se înceteze cu zvonurile despre faptul că aș dori vreo funcție. Nu doresc nicio funcție, a declarat Lucian Iliescu. Mi-am ales să sprijin un om, pe Floricel, pentru că îl cunosc foarte bine și să poată să demonstreze că este pregătit să câștige alegerile din partea liberalilor pentru municipiul Giurgiu. Am spus că îl voi sprijini, îl voi ajuta vis-a-vis de experiența pe care o am, în așa fel să ne bucurăm cu toții de acest lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să punem capăt la aceste zvonistici vis-a-vis de a avea Lucian Iliescu vreun interes. Sigur, am demonstrat exact atunci când m-am apucat de treabă și cred că este suficient ce am realizat. Este un moment când vârsta te face să spui un stop în a continua, așa că nu vreau să mă compromit vis-a-vis de viața mea politică, foarte apreciată, știți foarte bine unde s-a aflat organizația județului Giurgiu, ce rezultate am avut. Deci lucruri care poate numai un om răutăcios să nu gândească la fel. Deci nu să stea liniștit adversarii noștri politici că nu mă vor regăsi într-o luptă dintre asta, ci efectiv voi sta alături de organizația Giurgiului, voi sprijini această organizație. În ceea ce privește situația în care se află orașul, Lucian Iliescu s-a declarat absolut nemulțumit. Sunt multe lucruri de discutat și negative, foarte multe. Am mai spus și vreau să punctez acest lucru, că parcă l-a dus cineva, l-a învățat cineva să meargă pe niște direcții în așa fel să strice poate ceea ce Giurgiu avea și era satisfăcut cu ceea ce avea. Sunt multe lucruri. Să tai niște copaci, să faci o pistă de alergare. Este ilegal. Nu există un aviz. Nu se poate face așa ceva. El a crezut că, fiind primar, poate să facă și ceea ce legea nu-ți permite. Și sunt multe astfel de lucruri. Deci această problemă nu i-a făcut-o nici Iliescu, nu i-a făcut-o nici dintre colegii mei. El cu mâna lui și-a făcut-o. Prezent la rândul său în conferința de presă, copreședintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan și-a exprimat încrederea că liberalii vor avea succes la alegerile din 5 iunie. Mai avem o săptămână de campanie. De azi, într-o săptămână, practic, campania electorală se va încheia. Și peste 9 zile, Partidul Național Liberal va avea primar în Giurgiu, pe domnul Florian Nicolae. Partidul Național Liberal va avea cel puțin 15 primari în județ, plecând de la doar 6, și ne vom face și targetul de voturi pe care ni l-am luat singuri în fața Biroului Politic Național. Lucian Iliescu a mai declarat că îl va susține pe Florian Nicolae și echipa liberală, inclusiv din perspectiva experienței sale din administrație și din activitatea politică. El a arătat că organizația PNL este în continuă ascensiune și este din ce în ce mai puternică.